În ultimii 2 ani, cultura de rapiță nu prea a avut câștig în județ din cauza fenomenelor meteo nefavorabile. În acest an însă, fermierii mizează din nou pe un câștig sigur adus de rapiță, așa că au și început lucrările de semănat pe o suprafață considerabilă. Din totalul de 20.585 de hectare programate a fi înființate cu rapiță în această toamnă, mai mult de jumătate a fost înființată până în acest moment. Campania de înființare a culturii continuă și în acest moment. Sperăm ca toată suprafața programată să fie înființată în timpul optim pentru această cultură. Față de anii din urmă, suprafața programată a fi înființată cu rapiță cunoaște o creștere simțitoare. Este în creștere și față de anul trecut. Se dovedește a fi o cultură destul de profitabilă pentru producători, mai ales dacă și condițiile din timpul înființării, acum respectiv toamnă și iarna, ajută această cultură. În 2011 și 2012, culturile de rapiță din județul Vaslui au fost distruse în proporție de 90%. Fermierii au avut pagube însemnate, iar mulți nu și-au mai recuperat investiția.